Ruta București Fundula este folosită des de navetiști. Trenul este mai mereu plin, însă încasările aproape inexistente. Mulți dintre pasageri spun că nu au de unde să cumpere permisele de călătorie și dau vina pe casele de bilete inexistente. Ce condiții avem noi? Sunt pensionară, am dat la naș, deci ne-am urcat din alta dormărunt. Acolo nu există case de bilete. Și chiar și în Fundulea, și dormărunt gară. Nu există case de bilete. Uitați cât mai am în portofel, un leu. Și mi-a mai cerut încă 16 lei. Sunt multe nereguli în trenul ăsta. Pe lângă faptul că noi venim de la Lehliu, acolo casa de marcat este închisă, deschide după ora 7. Noi vrem să știm de ce mai deschide după ora 7, pentru că mai e un singur tren, adică trenul de 9. Trenul de 5 și trenul de 7 deja a plecat când doamna de la bilete deschide. Păi dacă nu trebuie să coborăm la bilete, mai coborăm acum la muncă, să mergem la muncă. Bine, mă ții forțat, eu mă duc la muncă. Pe ce bază mă ții forțat aici? Biletele cumpărate direct din tren ajung să coste și de 4 ori mai mult. Am plătit 5 lei, a venit nașul. I-am dat 10 lei, el mi-a dat restul 5 lei și când a venit controlul, am mai dat 16 lei. Cât înseamnă? 21 de lei? Un bilet până la stația București-Obor costă 6,30 lei, dar cei mai mulți dintre pasageri aleg să urce în vagoane fără să scoată acești bani din buzunare. Pentru o distanță de aproximativ 32 de kilometri, călătorii aleg deseori să negocieze tariful cu nașul. Polițiștii de la transporturi feroviare spun că astfel de verificări vor mai avea loc în perioada următoare.